Autoritățile locale din Drochia au decis ca în ajunul sărbătorilor de iarnă să decerneze diplome și cadouri instituțiilor școlare și preșcolare ca cea mai pregătită instituție către noul an de învățământ. Pe locul întâi s-a clasat Liceul Teoretic Viorel Cantemir din satul Sofia și a primit în dar un calculator în valoare 7.000 de lei. Locul 2 l-a ocupat Liceul Rus Vladimir Boiarni din orașul Drochia, care a primit în dar un cadou în valoare de 5.000 de lei, iar locul 3 i-a revenit gimnaziului din satul Nicoren și Liceului Teoretic Viorel Banu din satul Șuri și au primit în dar câte un Xerox printer scanner în valoare de... Deci astăzi au fost emanate premiile instituțiilor de învățământ care au luat locul 1, 2 și 3 ca cea mai pregătită instituție de învățământ pentru anul școlar 2012-2013. De asemenea, au fost decernate cu premii, să zicem, bănești, grădinițele din instituțiile preșcolare din raion. Deci locul 1 este la grădinița din Pelenie, locul 2 este la grădinița din satul Chetrosu și satul Antonievca, de asemenea două instituții, și locul 3, deci grădinița din satul Mândic și satul Jguriță. Deci ați făcut într-un timp foarte scurt, ați făcut foarte multe progrese, ați realizat foarte multe. Dar vine anul nou, o să faceți totalul la primul semestru, sunt sigur că și acolo este bine, nu mai avem restanțieri. Eu vă urez sărbători fericite, vă urez vacanță plăcută, dar de vacanță revenim și iarăși pornim cu dreptul pentru a avea noi rezultări. Directorii instituțiilor de învățământ care au fost premiate cu locuri de frunte au ținut să mulțumească autorităților de cadourile de care aveau nevoie foarte mult. Pentru locul 3 am fost învredniciți cu un premiu, o sumă de 3.000 de lei și din partea președintelui raionului am primit un scanner printer Xerox 3-in-1 care sper că le va fi de un mare folos copiilor și profesorilor în demararea procesului educațional. În total, pentru decernarea premiilor instituțiilor școlare și preșcolare din Drochia ca cea mai pregătită instituție de învățământ pentru noul an de studiu, din bugetul Consiliului Raional au fost alocate 68.000 de lei.